Bună, eu sunt Georgiana. Iar eu sunt Alexandra. După cum bine știți, sările de jocuri s-au închis în București și Ilfov din cauza COVID-19. Vă așteptăm pe site-ul GhetzBet, unde aveți cele mai importante jocuri de casino la doar un click distanță. La sfârșit de săptămână, Liga Națiunilor ne aduce un duel de foc. Franța și Portugalia se întâlnesc pentru prima dată de la finala campionatului european din 2016, câștigată dramatic de lusitani în prelungiri. Ambele echipe au maximul de puncte după două etape, însă echipa lui Cristiano Ronaldo este pe primul loc datorită golaverajului. În 25 de meciuri directe, Franța a învins de 18 ori, în timp ce Portugalia a triumfat doar de 6 ori. Mai mult decât atât, victoria de acum 4 ani este singura victorie a Portugaliei, într-un meci oficial în fața Franței. Spectacolul este garantat, cu jucători precum Ronaldo, Pogba sau João Félix și cu siguranță golurile nu vor lipsi. Deși meciul pare echilibrat la prima vedere, Franța are o revanșă de luat, iar calitatea lor de campion mondial își poate spune cuvântul. Pariul zilei de astăzi este că Franța va conduce ori la pauză, ori la final. GhetzBet ne oferă pentru pronosticul PSF1 o cotă atractivă de 1,60. După ce anul trecut România s-a duelat cu Norvegia pentru calificarea la campionatul european, acum cele două se întâlnesc în Liga Națiunilor. Meciurile din campania de calificare la Euro s-au încheiat la egalitate, scorul celor două partide fiind 2-2 și 1-1. România are mai multe victorii în meciurile directe, 4 față de 2 ale Norvegiei, însă ultimul nostru succes în fața nordicilor datează din 1991. Știm că vom avea o misiune grea în fața lui Haaland, însă știm și că Puskás este dornic să se răzbune pentru penaltiul ratat anul trecut în fața nordicilor. Vom paria așadar pe cota de 1,42 oferită de GhetzBet pentru minim un gol înscris de România. Italia tocmai a împlinit 2 ani de când a pierdut ultimul meci și vrea să sărbătorească această realizare cu o victorie în Polonia. Fosta campioană mondială este în plină reconstrucție, iar echipa lor nu arată deloc rău, lucru pe care îl confirmă și rezultatele. 14 victorii în ultimele 16 meciuri. Deși italienii sunt favoriți, Polonia nu se lasă ușor învins acasă. În ultimele 5 partide pe teren propriu a reușit 4 victorii și un egal. La acest meci vom merge tot pe goluri și mizăm pe faptul că Polonia va înscrie măcar o dată, iar pentru acest pronostic cota este de 1,45. Pentru biletul zilei de astăzi, România și Polonia trebuie să înscrie minim un gol fiecare, iar noi vom avea cota totală, sperăm și câștigătoare, de 2,07. Cine a spus că nu putem avea spectacol fără meciurile celor mai tari echipe de club? Și mai ales, cine a spus că dacă este pauză pentru meciuri internaționale, nu avem ce paria? Oricine ar spune asta, se înșeală, pentru că azi îi putem vedea pe Lukaku, De Bruyne sau Sterling din nou pe teren. Fotbalul a fost inventat în Anglia, însă Belgia în ultimii ani este una dintre echipele ce fac acest sport din ce în ce mai plăcut. Cele două echipe naționale se luptă pentru locul în play-off-ul Ligii Națiunilor, însă Belgia are în acest moment cu 2 puncte în plus față de naționala britanică. Deși Anglia a câștigat 15 meciuri directe față de doar 4 ale Belgiei, în ultimii ani norocul pare să se întoarcă în favoarea diavolilor roșii. Ultima oară, cele două s-au întâlnit la Cupa Mondială din 2018, când Belgia s-a impus atât în grupe cât și în finala mică, fără să primească gol. Dacă în trecut această confruntare aducea multe goluri și scoruri, de 9-1, 3-5 sau 4-4, în ultimele 7 meciuri nu s-au înscris mai mult de 3 goluri. Mulți spun că statistica poate fi mincinoasă uneori, însă orice pariu are riscul lui, nu? Da. Cu atât mai mult cu cât vorbim despre pariu riscant, unde avem și o cotă frumoasă de la GhetzBet. Am ales să ne inspirăm din istoricul ultimelor meciuri, iar pronosticul nostru pentru Anglia-Belgia este victorie Belgia și sub 3,5 goluri în meci. Așa cum am spus, avem și o cotă frumoasă de 3,10 pentru pariu riscant de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi. Vă așteptăm cu comentarii pe paginile noastre de Facebook și pe YouTube. Și nu uitați de site-ul nostru GhetzBet.ro, unde vă așteptăm cu cele mai noi jocuri de casino.